Un copil de doar 12 ani din Țiclene a fost bătut de tatăl său de 44 de ani, însă agresorul nu a scăpat nepedepsit. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, fiind înștiințați și reprezentanții Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului Gorj cu privire la agresiunea asupra minorului pentru luarea măsurilor de protecție socială a acestuia. De asemenea, polițiștii au luat măsura emiterii unui ordin de protecție provizoriu față de bărbat pe perioadă de 5 zile.